بتامن دعتو يش بتامن بتامن دعتو يش بتامن بتامن دعتو يش بتامن بتا 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 دع بتامن. Salutare și bine ai venit la un nou video, la un nou episod aici pe canal. Iată-ne la începutul lunii aprilie, iată-ne la jumătatea sezonului de FIFA, însă, dacă stăm bine și ne gândim, aproape pe finalul sezonului de FIFA. Să fim sinceri, undeva după luna iunie nu prea se mai joacă nimeni atât de intens, nu prea mai îi pasă nimănui atât de intens. Anul trecut a fost un an special, cu pandemia, cu altfel de promoții, cu altfel de strategii de marketing. Sunt foarte curios anul ăsta cum o să facă să ne țină în priză. Probabil cu europeanul, probabil. Însă sunt foarte curios dacă o să poată cei de la EA Sports să facă promoții la fel de puternice, la fel de mari, precum Toti, precum Food Birthday, precum Team of the Season. O să fie greu, zic eu. Aflându-ne în stadiul ăsta al jocului, cred că nu o să se mai schimbe gameplay-ul. Cred că nu o să mai fie mari diferențe de ce merge și ce nu merge, ce e folositor și ce e doar frumos. La începutul jocului FIFA a fost spectaculos. Ai putut să faci braziliana, ai putut să jonglezi cu mingea, joga bonito, caterinche. Acum nu se mai poate. Braziliana useless. Să ții mingea sus, nicio șansă. Sare mingea din tine ca din cauciuc. S-au schimbat puțin și formațiile. Cele care au fost foarte eficiente la început, acum nu mai merg. Iar acum merge o formație și o tactică foarte, foarte bine și este foarte, foarte eficientă, dar în același timp este foarte urâtă. Hai să mergem să vedem această tactică, tactică pe care și eu o folosesc, formație pe care și eu o folosesc. Asta e formația pe care o folosesc, o formație Stas standard, avem Alisson în poartă, de departe cel mai bun portar din FIFA, Van Dijk cu Varane, Mendy și Walker. Van Dijk chiar bun, încă bun în FIFA, chiar dacă are doar 76 pace, se ține foarte bine, stă foarte bine pe positioning, este foarte strong acolo în spate și ajută mult. Avem un Curtis Jones, acest card s-a dovedit a fi insane, nu mă așteptam. Avem un Essien, dacă avea 4 skill moves era insane. Avem, cred eu, în momentul ăsta, încă în momentul ăsta, cel mai bun SBC din acest FIFA. L-avem pe Marquinhos, cel mai eficient, cel mai util jucător din SBC în acest joc. Avem un Figo, avem un Cristiano Ronaldo, care este în continuare cel mai bun atacant gold. Are o mișcare în teren incredibilă, un șut incredibil. Iar Neymar, care este steaua, care este strălucirea echipei. Mai avem pe bancă și un Felipe Anderson, care cred că este cel mai bun cartonaș de la obiective de până acum. Și Atali bun, Rashford, Carrasco. Avem acest Lidmanen, pe care l-am prins în Prime Icon Pack, sau nu mai știu ce am, Prime Icon Pack, Rooney, care și el este un card foarte, foarte bun, poate nu pentru mine, însă este un card foarte bun. Joe Hart, din păcate foarte slab acest card, nu se ridică la nivelul lui Alisson absolut deloc. Giroud, care este emblema, frumusețea acestui club. Tavernier, un card foarte, foarte bun, însă mie îmi place mai mult Walker. Și Bergkamp, Van der Sar, Sanchez. Van der Sar cred că este al doilea cel mai bun portar din joc. Hai să mergem la formații. Folosesc 4 variații de formații: 4-2-3-1, 4-1-2-1-2, 4-2-2-2, 5-2-1-2. Și în acest episod vreau să vorbesc despre acest 5-2-1-2. Nu urăște jucătorul, urăște jocul. Această formație ajută incredibil, incredibil de mult. Pe parte de apărare, te poți apăra cu acești 5 plus acești 2. Deci ești cu 7 oameni în apărare și aglomerezi foarte mult centrul. Pe parte de atac, îi ai pe acești 3, care trebuie să fie jucători cu viteză foarte mare. Ai unul dintre mijlocașii central pe care îi urci și îi duci sus. Și ai fundașii de bandă care îți creează superioritate aici.
pe margine. Te ajută foarte mult acești fundași centrali. Eu de obicei plec cu Walker, pasă de 1-2, dau lui Van Dijk, i-am dat lui Walker, dau lui Jones, 3-1 către Walker și Walker brusc îmi ajunge în colțul adversarului. Și de acolo ori întorc, ori pot să centrez, pot să fac ceva. Stau pe balance, n-am de ce să mă duc mai sus de balance. E ok, lăsăm AI-ul să-și facă treaba. Stăm 3 cu 5. Vreau să fie strânși, ei sunt 5 oricum. Vreau să-i aduc un pic mai în centru. Lasă banda, cam am un ban de ce să alerge după atacanții lui. Banda, lasă-l să intre, că nu mă interesează. Acolo în centru, nu vreau să mai văd triunghiuri printre fundașii mei centrali. Nu mai vreau să văd triunghiuri care trec ca prin brânză, prin apărarea mea. Iar pe parte de atac, 5 cu 4, câte 2 la cornere și la free kicks, mi ajunge. La instrucțiuni, clar get in behind și stay forward. La început am jucat un pic fără get in behind, îi trimiteam eu, însă de la un moment încolo, am simțit neapărat nevoia de a pleca singur și de a-i urmări și de a le da pasă. Iar pentru Figo am stay forward și get into the box for cross, pentru că în momentul în care Neymar și Cristiano cumva se îndepărtează de mijlocul terenului, de unghiul pe poartă, apare Figo printre ei, element surpriză, triunghi, gol. S-a terminat. Pentru SN, stay back while attacking cover center, iar pentru Curtis Jones, la fel, get forward, get into the box for cross și cover center, pentru că mai ajunge Jones pe aici. Mai fac o surpriză, o superioritate numerică, brusc apare Jones, heel to heel, shoot la scurt, golasso. Pentru ăștia, stay back pentru toată lumea și aia e. E simplu. Din punctul meu de vedere e cel mai simplu de jucat acest 5-2-1-2 sau 5-3-2. Dar mie îmi place să am cea meu ăsta aici. Cu formația asta am reușit gold 1. Am reușit 20 de victorii. Formația asta te face dintr-un jucător mediocru într-un jucător mediocru, dar cu rewards mai bune. Te duci un pic mai sus, te saltă, un rank 2 te saltă. Dacă aș fi fost și mai atent și mai concentrat, probabil în turele alea aș fi reușit chiar elitul. A fost un video simplu, scurt și la obiect. Asta ai de pus, asta ai de făcut, bam, pase scurte, bam, un 2-uri cu banda. I-ai dat în centru, i-ai dat în bandă, triunghi, fundașul lateral se duce. Ai nevoie de jucători cu viteză, ai nevoie de Ronaldo acolo sus, ai nevoie să poți să dai o centrare din aia pe jos tare la firul ierbii și să-ți vină pe bara a doua, să-ți vină Neymar, să o pleznească, să intre în poartă. Trebuie să joci repede. Așa e Ultimate Team, e pe cox. În Ultimate Team ești turbo, ești turbat, altfel nu prea ți iese. Facem imediat 1500 de subscriberi, apasă și tu pe butonul ăla de subscribe, pentru că m-ar ajuta enorm, enorm de mult. Like-ul nu costă nimic, like-ul e la îndemână. Hai să ducem video-ul ăsta în recomandate, pentru că sunt informații care o să ajute pe foarte, foarte multă lume. Până data viitoare, pe mine mă puteți găsi pe Instagram, aveți link-ul în descriere și nu uitați, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat. Ciao! Da tu, ești bătămen, bătămen, da tu, ești bătămen, bătămen, da tu, ești bătămen, bătă, bătă, da bătămen.